pentru suma corectă de bani, a făcut public topul celor 10 bărbați care i-au trecut prin pat. Nu s-a limitat numai la a le divulga identitatea, deși unii dintre ei erau căsătoriți, ci a povestit cu lux de amănunte actul în sine. A ajuns vedetă în presa internațională la începutul anilor 2000, atunci când a oferit un interviu care i-a distrus cariera lui Adrian Mutu, pentru 10.000 euro. Profa de sex a declarat că briliantul priza cocaină de aproximativ un an. Laura Andreșan a continuat să țină prima pagină a ziarelor până în 2008, atunci când s-a cuplat cu grasul XXL. A urmat cursurile facultății de psihologie, însă nu a apucat să profeseze pentru că a rămas însărcinată. În 2019 aceasta a devenit mamă pentru prima dată, 2 ani mai târziu și-a părăsit iubitul din cauza infidelității. S-a mutat la Brașov, locuiește cu fratele său și și-a deschis un cabinet de consiliere psihologică, unde încasează 200 lei pe oră. Acum are 41 de ani și nu dorește să mai aibă legătură cu viața publică, are gașca ei de mămici, comunitatea ei din Brașov, cu care iese weekend de weekend la aer curat. Este interesat de tot ceea ce apare în străinătate despre psihologie, citește tratate, este la curent cu tot. Ține ședințe de consiliere psihologică și online, unde abordează teme generale, probleme cu care femeile din ziua de astăzi se întâlnesc la tot pasul. Maternitatea a schimbat-o foarte mult pe Laura. Este foarte empatică, grijulie. Nu și-a refăcut viața, nu vorbește despre trecut, nu cred că-i place. Presupun că își dorește să fie validată pentru cea care este astăzi, nu pentru Laura de acum 20 de ani. Timpurile se schimbă, oamenii se schimbă. Este foarte iubită aici, să știți, a mărturisit o membră a comunității înființate chiar de Laura Andreșan. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.